Bună ziua și bine ați venit la Expert în afaceri. Discutăm despre economie, dar și despre fiscalitate. Astăzi vorbim despre un. hai să spunem, o aplicație care, înțelegem că va ușura un pic viața contribuabilor, un pic sau mai mult, o să vedem despre ce este vorba, pentru că invitata. Ediție de astăzi este doamna Inga Țigai, uh, director consultanță fiscală EY România. Bună ziua, bine ați venit la RFI, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și mă bucur să fiu aici, mulțumesc pentru invitație. Uh, discutăm astăzi despre SAFTI. Ce este SAFTI? S-a vorbit un pic în media despre această, eu îi spun, aplicație, uh, să, să mă corectați dacă greșesc. Este un fișier standard de audit pe care permite schimbul de informații în mod electronic, pe de o parte între contribuabil și pe de altă parte autoritatea fiscală. Acest fișier standard este deja implementat în multe țări ale Uniunii Europene, iar, să spunem, felul în care a ajuns să se implementeze, deși a pornit de la instrucțiunile... OCDE a ținut foarte mult cont de legislația fiecărei țări în parte. Și asta însemna, bineînțeles, că fiecare țară își determina propriul mod de implementare și pro propriul ritm. Important e importante de reținut, poate aici, că este un fișier standard, înțelegem. Da. Nu? E, sigur, întrebarea este cu ce ajută sau care a fost logica și scopul introducerii acestui fișier SAFTI despre el vorbim. Bineînțeles că, fiind standard la nivelul mai multor țări, principalul scop era să combată evaziunea fiscală. Pe de altă parte, țările care l-au adoptat au urmărit beneficiul de a face schimbul de date între contribuabil și autoritatea fiscală în mod electronic, tocmai pentru a minimiza costurile legate de controlele fiscale, a avea să zicem o transparență asupra ceea ce se întâmplă efectiv în business. Pentru contribuabilii români în cazul în care s-ar implementa, beneficiile ar fi legate de reducerea costurilor asociate controlelor fiscale. Dacă aș lua cu titlul de exemplu ce se întâmplă da. acum versus ce s-ar întâmpla după SAFTI, mulți să spunem, contribuabilii mari, ar avea ocazia să mai respire da. pentru că vor fi controlați mai puțin. Iar Asta. autoritatea. E un prim avantaj, exact. Spunem, da? Autoritatea fiscală urmând mai degrabă să se concentreze nu pe niște erori, ci pe situații de fraudă, evaziune fiscală și să și concentreze forțele acolo. Într-un fel sau într-altul, autoritatea poate face un control pe baza acestui uh, fișier standard, nu? Exact și să determine care într-adevăr sunt cazurile care impun derularea unui control fiscal propriu-zis. Și noi știm foarte bine din experiența clienților noștri că atunci când au un control fiscal care se prelungește pe luni de zile, poate chiar ani, activitatea este perturbată, au o urmadă de costuri, fie interne, fie cu, să zicem, consultanță sau servicii externe și nevoie de resurse suplimentare care să gestioneze toate solicitările din cadrul controalelor fiscale. Deci va ușura, să spunem, viața contribuabilor, așa cum explicați. Mm. Pentru buget va fi un avantaj? Există o, o creștere în caselor, va, estimăm că va fi o creștere în caselor bugetare? Dacă și în România se va întâmpla la fel ca în alte state, estimăm într-adevăr că acel grad de colectare al taxelor și impozitelor, despre care s-a tot vorbit că în România ar fi mai scăzut decât în alte țări, estimăm că acest grad va crește. da. Bun, așadar nu mai avantaje avem. Vom avea, <laughs> să spunem. Așa sperăm. Pentru că ați vorbit despre alte state care înțeleg că aplică deja acest fișier standard, îl folosesc deja, v-aș ruga să ne dați câteva exemple. Înțeleg că Polonia este, ca în multe alte ocazii, un fel de pionier al acestui, aplicării acestui domeniu. Da, în Uniunea Europeană sunt destul de multe state care au implementat SAFTI. Portugalia și alte țări, într-adevăr, Polonia este un vecin de care putem să pomeni vecin din punct de vedere regional, nu neapărat geografic, și au implementat într-un fel care ne place și pentru România, și sper că autoritățile din România să-l urmeze. Anume că din iulie 2016 s-a orientat, orientat către mari contribuabili. Aceștia au intrat obligatoriu în pilotul pentru, pentru Safti. În același val au intrat și sucursalele societăților străine. Alți contribuabili puteau să utilizeze raportarea prin Safti dacă doreau. Și au fost mulți care au trecut către această raportare în acest, în acest val. De asemenea, în condițiile acestei implementări, s-au uh, definit uh, noțiunile legate de mari contribuabili și anume să fie companii peste 250 de angajați cu cifra de afaceri peste circa 50 de milioane de euro, o anumită valoare a activelor. Deci s-a selectat uh, un uh, număr de contribuabili tocmai pentru ca după, după ce uh, autoritatea fiscală din Polonia I-a avut la masa de dialog înainte să fie primii beneficiarea ai acestui program. Așadar, avem ex deja exemple europene, ați vorbit despre Polonia. Întrebarea logică este se va aplica și când se va aplica acest nou, nou, această nouă aplicație și în România. Când în România? Planurile sunt mărețe și um, se preconizează într adevăr implementarea curând. Da, e un termen destul de generos, dacă putem spune Da, așa, respectiv finele anului 2020 uh, din declarațiile făcute de oficialii ANAF, um, înțeleg că deja s-au gândit la niște bugete în sensul implementării acestui sistem. Bugetul ar fi estimat la circa 18 milioane de euro, din care 15 milioane aproximativ ar parveni din fonduri europene nerambursabile, ceea ce iarăși este un lucru bun pentru că efortul financiar este considerabil. E vorba de pregătirea administrației, nu? La, la, la ce bani ne referim și... Pregătirea administrației, informările către contribuabili, angajarea în niște grupuri de lucru, probabil Aha. că și niște costuri indirecte legate de schimbul de experiență cu alte state, în sensul de a vedea cum s-a transpus uh, uh, această metodologie în practică, cum uh, s-au dezvoltat de. fișierele, cum s-au dezvoltat infrastructurile respective ale fiscului din uh, țările europene. Da, deci sunt multe mai elemente. Complicat, sunt mai multe elemente, așa da. cum spuneți, dar poate de aici vine și nevoia de timp relativ, nu până la, spuneați că la finele anului următor, anul viitor, 2020, am putea deja să trecem la implementare. probabil, da. nu? Din aceleași declarații făcute în presă, înțelegem că și în România s-ar intenționa un program pilot de implementare, similar Poloniei, tot orientat către marii contribuabili. Bun, așadar avem, înțelegem despre ce este vorba, cum funcționează, știm că se întâmplă deja în Polonia și în alte state europene, avem un orizont de timp de așteptare pentru România. Doar câteva cuvinte v-am mai ruga să ne mai spuneți cum se va întâmpla efectiv această raportare. Va fi complicată? Va, aici ne referim din punctul de vedere al contribuabilor de data aceasta. Da, fiind contribuabili mari în acest program pilot, ar trebui să fie lucrurile relativ simple, pentru că ar trebui să se bazeze foarte mult pe date care deja sunt existente în sistemele lor, deci sunt date electronice deja disponibile. Singura diferență ar fi că felul în care aceste date ar trebui exportate din diverse sisteme ar trebui compilate într-un fișier de format XML care ar urma să se transmită către ANAF într-un portal, să zicem www, sau printr-un alt canal electronic pe care ANAF îl va pune la dispoziție. Datele nu vor fi unele noi, sunt date existente. Vorbim despre jurnale, informații despre facturi, informații despre active și așa mai departe. Dar, bineînțeles că dacă aceste date sunt uh, dispersate în diverse sisteme, vor trebui și contribuabilii să se pregătească pentru colectarea acestora și um, adunarea informațiilor uh -huh. din mai multe surse. Da. Da. Dacă vreți ca o concluzie a rubricii noastre și a ediției noastre de astăzi, apropo de pregătire, e cazul ca firmele să înceapă deja să se gândească, să se pregătească, oricum poate să, să gândească un tip de infrastructură informatică pentru a fi gata să aplice anul viitor SaftI. În mod categoric, noi încurajăm clienții noștri să se gândească în această direcție, mai ales că nu vorbim despre ceva absolut nou care se va întâmpla în România, va fi uh, ceva similar cu ce s-a întâmplat în alte state, deci există experiență în această direcție. Eu aș uh, sumariza la trei direcții. 1. Uh, zona de aplicații IT. Da, cine sunt furnizorii, cum vor face integrările de sisteme, cum vor uh, exporta aceste fișiere manual, automat. Apoi, trebuie, bineînțeles, după ce avem și legislația, să-și aloce timp și resurse, fie interne, fie externe, care să facă niște teste. Da? Și pentru a corela cele două, bineînțeles, elaborarea unor proceduri. Pentru că vorbim despre informații sensibile și care țin de până la urmă riscul fiscal și de informații de natură fiscală și nu doar fiscală, iar pentru contribuabilii care urmeau până, urmau până acum procesele standard, lucrurile astea de multe ori se făceau pe hârtie și acum vor trebui să aibă certitudinea că sistemele informatice sunt corelate corespunzător. Așadar, avem, să spunem, o jumătate de veste bună, spune eu, pentru că e vorba de o modernizare a relației dintre contribuabil și fisc. Spun doar jumătate pentru că să sperăm că acest termen pe care, despre care am discutat astăzi se va și aplica, se va și respecta, și anume sfârșitul anului viitor. Îi mulțumesc, doamnei Inga Țigai, pentru prezența la emisiunea noastră, la rubrica noastră Expert în Afaceri. Doamna Inga Țigai este director consultanță fiscală la EY România, Vă spun ca de obicei rămâneți pe RFI, România, toate cele bune.